Pușcărie, sector 2. Să vă dați vestea asta dumneavoastră când intrați în sală. De ce? Reflectă prea tare soarele? Ce faceți? Vreți să ne cunoaștem? Vreau să documentez, da, vreau să... Bună ziua, tunel ajutant Ivan Lucian, să dați și mie un buletin, vă rog. De ce? O verificare. De ce? Vreau să văd unde mergeți. Aici, în sala 191. V-am zis să vă dați vestea jos pe dumneavoastră. De ce? De ce? Pentru că nu puteți să intrați cu vesta aia și ce... Pot să intru cu vesta, de ce? Ar fi interzis? E scris undeva în lege? Nu e scris, dar nu mai filmați în instanța de judecată. E instituție publică, e spațiu public. Păi nu este, dar nu puteți intra cu camera video. Acolo nu, dar sunt acum pe coridoare. Păi asta e, dar nu mai intrați acolo. Acolo nu intru, până nu o să mă cheme. Acum la 10:30 rândul meu. Dar aici nu intrați cu camera video. Bine, bine, dar cu vesta? Păi și cu vesta, eu... Scrie undeva că nu-i voie cu vesta asta? Sau e o invenție a dumneavoastră? Puteți să o dați jos pe dumneavoastră. Nu, dar pot să nu o dau. Dar pot să nu o dau. Puteți nici să nu o dau, dar am zis să nu vă zică ceva instanța de judecată. Că ați venit cu vesta pe dumneavoastră. Ar fi cum să zică ceva instanța de judecată pentru o veste, pentru un mesaj. Oho, 41. Mă bucur că măcar așa vă liniștiți și vă responsabilizați. Păi dar nu mă responsabilizez, nu am cu ce să mă responsabilizez. Eu doar v-am întrebat. V-ați luat de mine și ați vrut să mă legitimați. Dar nu m-am luat de dumneavoastră. Acum ați cerut buletinul. Și ne-a zis să dau vestea jos. Sunt două acte ilegale, amândouă. Am două acte ilegale. Data din când intrați într-o sală de judecată, trebuie să aveți o ținută regulamentară. E minunată ținuta mea. Păi, foarte bine, dar v-am zis de vestă doar. Vestă am dat-o jos doar pentru că mi-e cald. Am văzut doar că e o vestă verde, că bănesc că sunteți biciclist sau exact, ceva. Exact, da. Puteam să vin și cu casca, nu interzis prin lege. Uitați, v-am dat seama. Bravo.